Petre Roman, prima reacție după micarea lui Augustin Lazăre, sunt revoltat. Această cerere o găsesc absurd. Fostul premier, Petre Roman, s-a arătat revoltat de decizia lui Augustin Lazăre, care a transmis presubliniereintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale, în dosarul Revoluției fac de el, Ion Iliescu sublinierei Gelu Voican Voiculescu. Nu am fost întinat în niciun fel această cerere de urmărire penal MGST în situaia de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uluit de această chestiune. Era să mi pierd via la baricad? Nu am avut niciun fel de implicare, de niciun fel, în lecturi ce ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea. Am fost chiar în situația de a fi înaintea focurilor de armă. Punct. Această cerere de urmărire penală o găsesc pur și simplu absurd, a spus Petre Roman, la Antena 3.